Suntem la Histria, cea mai veche colonie mileziană de pe coasta de vest a Mării Negre și una dintre cele mai vechi din toată Marea Neagră, calitate în care Histria și-ar putea revendica și titlul de primul oraș de pe teritoriul României. El a fost fondat de coloniștii greci veniți din Milet către jumătatea secolului al VII-lea înainte de Hristos și își continuă existența până către mijlocul secolului al VII-lea după Hristos. În acești 1300 de ani, mai mult de 1300 de ani, Histria cunoaște o întreagă evoluție de la înflorirea ei în perioada grecească la o ușoară decadență la sfârșitul acestei perioade, o revigorare odată cu anexarea Dobrogei la Imperiu. Urmează o gravă catastrofă la mijlocul secolului al III-lea, după care se construiește cetatea, al cărei zid poate fi văzut aici. La scurtă vreme, într-un proces lent de degradare a vieții urbane, Histria va fi părăsită de ultimii ei locuitori, eveniment care pare să coincidă cu închiderea definitivă a legăturii între cetate și mare, prin crearea Bancului de Nisip, denumit Chituc. Ne aflăm la Histria, în fața uneia din cele mai spectaculoase descoperiri din ultimele decenii. Este vorba de Marea Bazilică Episcopală din secolul al VI-lea după Hristos. Monumentul construit în timpul domniei împăratului Justinian atestă accesul Histriei la rang de centru episcopal. Ea măsoară în total 58 de metri în lungime, transeptul are 30 de metri lărgime, naosul 18 metri. Cu aceste dimensiuni este una dintre cele mai mari bazilici din peninsula balcanică. Ne aflăm în zona sacră a orașului grecesc, probabil una dintre zonele sacre din vechea colonie mileziană, zona sacră care a adus o bine meritată celebritate Histriei. Se cercetează această cavitate săpată în stâncă și pe care ați văzut-o flancată de zidul de jos și care sigur că trebuie pusă în legătură cu templul Afroditei aflat imediat la sud. Afrodita protectoarea navigației, Afrodite Pontia. Ne aflăm în sectorul extramuros al Muzeului Național de Istorie a României, sector care a fost deschis din campania anului trecut și care are ca obiectiv să ilustrăm că cetatea de la Histria nu se oprește la zidul de incintă post-gotic, momentul în care vom scoate la iveală elementele de viață ale epocii romane timpurii. Bazilica din fața noastră, e vorba de o bazilică extramurană care suprapune o necropolă din secolele 4-5, la rândui fiind mai târziu înconjurată de morminte de secol 6-7, devenind deci dintr-o simplă bazilică extramurană o bazilică cimiterială.